În ziua în care a împlinit 28 de ani, Budescu a semnat prima ocazie a astrei din lovitură liberă. Oaspeții au răspuns tot dintr-o fază fixă, însă nici șutul lui Morar nu a prins spațiul porții apărate de lung. Golul victoriei pentru Astra a venit în minutul 58. Budescu a centrat din corner, iar Teixeira a apărut la colțul lung și a îndeplinit o simplă formalitate. Hagi a forțat cu Florinel Coman și Casap, dar șutul din lovitură liberă al ultimului nu i-a pus probleme lui Lung. Morar nu a reușit să profite de o greșeală a lui Pițian, însă cea mai mare ocazie a finalului de meci i-a aparținut lui Budescu. Decarul Astrei a ratat însă incredibil. Coman a irosit ultima șansă a viitorului din lovitură liberă, iar Astra s-a impus cu 1-0. Pentru Viitorul a fost primul eșec după 8 etape.